cât mai liber în exprimare și nu, să nu o fie genă, chiar dacă nu găsiți termenii cei mai adecvați, dar ideile să fie, de, să fie bune și constructive. Vă mulțumesc! Și asta este scopul acestei întâlniri. Noi, pe lângă, trebuia să plecăm de la o bază, că dacă nu aveam o bază, nu aveam ce discuta. Nu ne întâlneam aici și e foarte bine, de-aia am vrea să veniți cu cât mai multe propuneri. Eu am făcut recomandarea, domnul Butoi, care și secretariatul tehnic, ca o paranteză la nivelul PPJ-ului, s-a constituit un secretariat tehnic format din 5 persoane, pe lângă secretarul executiv, adică domnul Butoi, domnul Țopai, doamna Mari Dragnea, Donțu și domnul Călușcă, care lucrează fiecare pe câte direcție, domnul Donțu, de exemplu, colaborează cu municipii și așa mai departe. Să repartizați pe partea organizatorică. Eu am făcut recomandare la vremea când am început acest demers, ca să fie cooptați în departamente cel puțin 7-10 de la tineri, de la organizația de femei, pe lângă, eu știu, pregătirea profesională, care trebuia cuprinsă pe departamente, așa cum sună denumirea departamentului. Dar, pe lângă doamna primar, rugămintea ar fi să mă apară și din partea celorlalți cu propuneri, cu idei. Vă mulțumesc! Deci, departamentele, ca și componențele, lista acestora rămâne deschisă. Haideți să vă rog câteva cuvinte. Domnul Țopai Marin, președintele Departamentului pentru Politici Sociale și Dialog Social. Ce mai e? Da, mai e. Faptul că, iată, ne întâlnim în această formulă și că au fost reînființate departamentele care vin în sprijinul politicii partidului nostru. De asemenea, noi, departamentul de politici sociale și dialog social, ne-am propus